Bine ai venit la Ghicește Harta din Stumble Guys Challenge! Alături de Spider mă confrunt într-o luptă intensă pe viață și pe moarte. Bine, nici chiar pe viață și pe moarte, dar ați prins voi ideea. E bine, fiecare dintre noi are câte 5 poze cu 5 părți din hărți diferite, iar cel care ghicește cât mai multe va pleca acasă cu un premiu în valoare de 1000 de lei. Da, ați auzit bine, dar nu este doar atât. Pierzătorul va primi de la câștigător o provocare pe care va trebui să o îndeplinească la el pe canal, într-un video sau într-un short. Așa că, dacă pierde Spider, aveți linkul în comentarii de la canalul său, iar el va trebui să facă provocarea mea. Provocările o să le dăm pe parcurs, nu mai stăm la discuții, o să vedeți în continuare tot procesul. Hai să-i dăm drumul la challenge. Ok, Spider, ești pregătit să pierzi toți banii în această zi minunată? Ce zici? O să plec cu toți banii acasă. E, pleci, poate dacă e furi, altfel nu. Că challenge-ul o să fie pierdut de tine, Băieții, sper că ați înțeles, dar o să vedeți pe parcursul acestui video care este treaba cu acest challenge, o să vă dați seama. Și fiecare dintre noi, cum am zis, o să avem câte 5 hărți. Hai să vedem, cine începe primul? Încep tu sau încep eu? Da, hai că încep eu. Hai că încep tu, că ești invitatul pe acest canal, invitatul special. Ok, Spider o să-mi trimită pe Discord. Mamă cât de mic să vede. Mamă cât de mică să vede asta. Ok, o să vă arăt și eu chiar pe ecran, dar sper să se vadă cât de cât bine pe filmare, deoarece o să editez eu după, o să vă las eu acum un gameplay pe fundal, adică nu o să ne mișcăm întocmai. Și eu acum mă uit pe Discord și vreau să văd, bă, asta ce este? Space Race și fii atent, este planeta aceea. Da, Rafael, ai ghicit. Am ghicit-o, mă. Și fiți atenți că ai cine, unul din cinci. Cine câștigă dintre noi va pleca acasă cu suma de 1000 de lei. Deci, eu am unul din 5. 1000 de lei? 1000, 900, 1000 am zis. Ai uitat? Ai uitat? Da. Deci avem grijă. Avem fiecare, de fapt avem câte 500 de fiecare, cum ar veni, dar 1000 vine în total. Asta e toată treaba, că vă dați seama, 1000 de fiecare era cam mult, cam multicel așa. Hai să zicem. Ok, acum hai să-ți trimit o prima hartă. Bă, prima hartă este o hartă ușoară, nu știu, eu zic că o să o ghicești. Bă, dar tu l-ai făcut foarte mic și uite la mine cât de mare să vede chestia asta. Ia, fii atent. E Canon Climb aia. Da, hai că ghicit, a fost ușoară asta. Spuneți-mi și voi acolo în comentarii câte ați ghicit. De fiecare dată când punem hartă, ziceți prima hartă la mine este nu știu care, prima hartă la Spider este nu știu care. Ați prins voi ideea și așa. Acum, deci avem unul din unul fiecare, unul din 5, de fapt, momentan. Hai să vedem, acum trebuie să-mi trimis tu a doua harta ta, ia să vedem. A doua rundă începe. Mă, la mine toate sunt așa mici. Bă, dar le-ai făcut foarte mici, de ce le-ai făcut atât de mici? Ca nu știu, mai greu. Dar nu știu cum se vede pe ecran, asta e toată treaba. Sper să se vadă bine, dar nu este greu, este laserul. Asta e laserul, se vede clar. Chiar este foarte ușoară. Chiar este foarte ușoară. Bă, dar tu le ghicești pe toate, mă. Păi eu mă și joc, am luni în spate de acest joc, în care am făcut și video-uri și shorts-uri și live-uri, băieți. Deci activați clopoțelul și dați un subscribe dacă încă n-ați făcut-o și dați un like la acest video și scrieți acolo în comentarii cum am zis. Dacă ghiciți și voi hărțile, fiecare cum e, hai să îți trimit și a doua. Bă, a doua cred că este cea mai grea, uite, asta este a doua. Chiar sunt curios dacă îți dai seama de harta asta. Cred că este cea mai grea pentru tine, deoarece am înțeles că tu nu prea te joci foarte mult, bine? Adică... Bombardament. Să mor tu că ai ghicit-o, cum ai ghicit-o? Oameni, bă, am ghicit-o? Bă... Credeam că este cea mai grea asta, dar de fapt ai ghicit, credeam că e grea rău și asta. Dar văd că știe. M-ai mințit, cred că, de fapt, tu cred că te joci în fiecare zi jocul ăsta și nu vrei tu să ne spui nouă aici. No, uite, o să-ți trimit și eu acum o hartă, mă, și dacă o să ghicești. Mă, dar trebuie să facem pe timp, mă. Trebuie să faci, nu, pe două încercări maxim. Sau din prima. Din prima. Uite, din prima. Te-am trimis acum cu o hartă. Mă, păi și dacă le facem toți, ce facem? Mamă, fii atent că asta... O, asta cred că e aia cu trambulina. Cred că e aia cu trambulina, dar nu mai știu cum se numea. Humble Stumble? No. Nu e Humble It's Stumble? Bingo Around. Bă, una din astea vreau să le zic. Mă uitam la astea, amândoi ziceam, bă, Bingo Around sau Humble Stumble? Bă, nu, cred că acasă, bă, cum, e imposibil. Bine, să mă bastu. Bine, deci eu dacă ghicesc, am câștigat și am plecat cu toți banii acasă, nu? Dacă faci, asta câta rundă a fost? A doua, nu? Corect? A început a treia cu tine. Deci da. Noi avem 2 din 5, tu ai 3 din 5, eu am 2 din 5, nu, tu ai 3. Nu, eu acum trebuie să fac 3 din 5, am 2 din 5 momentan. A, avem 2 din 5, amândoi, da, corect. Mama treabă și am crezut că, mamă, și cu astea, mamă,
Asta cred că trebuia să o fac mai mic, că sincer ea pot să o modific. A, nu pot să o modific, dar aici e. Să dau, asta e ușoară, asta e cea mai ușoară dintre toate. Super slide. Da, bă, cum am fraierit. Am crezut că nu știi, am crezut că te bag acolo cu bombardament, că te fac să nu mai... Da. Băieți, cred că pierdem, măcar dați și voi un like și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o și lăsați acolo comentarii câte ați ghicit voi. Ia, deci eu am 3 din 5, nu? Tu ai 3 din 5 și eu am 2 din 5 și asta a fost a treia și urmează a patra. Da. Ai, trimite tu. Bă, de ce mi le dai așa de mici? Bă, dar nu-i corect, băieți. Băi, spuneți-mi și mie. Eu sunt începător, am voi. Asta e tot super slide. Nu, nu e super slide. Nu e super slide? Nu, e paint splash. Paint splash? Asta e. Paint splash. Care mai era, mă, paint splash? A, bă, da chiar, bă, bă, și ce m-am grăbit, am crezut că e apa acolo în dreapta unde se de albastru la mic. Bă, dar mi le-ai făcut și toată de mici și de cum ți le-am trimis, bă, spuneți-mi, e corect sau nu, îi dau banii sau îi dau țeapă și fac doar provocarea? Spuneți-mi voi acolo în comentarii. E prea, e prea, e prea, bă, nu, nu, nu-mi place ce văd. În fine, hai să vedem. Asta a fost a patra rundă, nu? Adică, acum e a patra rundă, se termină, da. Corect? Sau s-a terminat a patra rundă? Mamă, stai că asta nu știu. A fost... Nu, nu, s-a terminat a treia, că a fost a treia poză la mine, acum începe a patra cu a ta și acum este a mea. Bă, eu ți-am dat ușor, mă, ți-am făcut și mare. Bă. Mamă, ce e asta, bă? Am urât că tu nu știi pe asta. Pă, bune că nu știi? Nu, nu știu ce e... Doamne, sper să nu le știi pe ultimele două, că e cam... Trebuie să dai... Și ai timp și 30 de secunde maxim. Bă, de fapt nici n-am timer, dar hai să pun acum repede un timer. Bine, într-o... am plimb. Bine, mă, bine, mă, n-ai ghicit. Nu e? Ce, mă, păi e, e Icy Heights, Icy Heights. Bă, și mă gândeam să zic. Bă, credeam că știi pe asta, mă, că se vede, bă, e ușoară, asta chiar e ușoară, nu știu de ce nu ți-ai dat seama. Nu, nu mi-am dat. Păi nu știu, am 5 ore în jocul ăsta. Da, dar n-are nicio treabă cu chiar în climba asta. În fine. Îți dau și eu acum, greu, ia. Ia, mamă, bă, deci fii atent, eu trebuie să o ghicesc pe asta neapărat. Bă, ce e asta? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu. Hai că e ușoară. Ia stai să mă uit. E chiar foarte ușoară. Parcă vezi că e tot asta, dar nu zic, nu zic, nu zic, nu stai. Nu e, nu e, nu e. Că vreau să o văd cât mai bine, deci este așa. Bă, ce e ușor în asta, că nu e ușor deloc. Nu cred că e nici super slide, dar ia să vedem. Ce e, bă, ce e, că nu-mi dau seama. Mamă. Ai băgat cu... te gândești bine. Ai băgat cumva din alea de la... Nu, e mapă veche, e mapă veche de la început, gen de când a apărut jocul. Dar ai băgat cumva din alea de la team, adică Rocket Rumble, Stumble Soccer? Deci nu, nu. E mapă solo, gen. Mamă, trebuie să-mi dai un indiciu, sincer. E... nu e... e race. E race? Da. Ia să mă uit la astea de la race. Deci la race sunt Spin Go Round, Tilefall, Icy Heights, Pivot, Humble, Cannon, Over and Under, Floor Flip, Lava Rush, Pixelix, Super Slide, Lost Temple, Jungle Roll, Paint Splash, Hot Wheels. O fi Hot Wheels, mă? Stai, no, nu, stai atent, nu. Să mai dau un indiciu. Ia. Mamă, uite, asta chiar e grea rău, cred că e cea mai grea. Poți chiar să faci grea. Și double jump pe mapa asta. De obicei, gen, te ajută. Cred că e ceva cu trambulină, corect? Are vreo trambulină? La final, da. Ah, mi-ai băgat și tu super slides? Da, ai ghicit super slides. Da, mă, da, uite că mi-am dat seama acum când ai zis. Bă, dar ce, de unde ai luat asta? Că nu înțeleg. Care parte din harta e? Că nu înțeleg. E vârtej de ăla de apă care se... na. Mamă, deci chiar a fost cea mai grea asta, băi. Spuneți-mi dacă voi ați ghicit-o. Chiar sunt curios dacă voi ați ghicit-o. Ok, deci asta, acum suntem la runda finală, corect? Sau asta a fost ultima la tine? A fost ultima asta la tine. Asta a fost ultima la mine, urmează. Mamă, deci avem amândoi, cât avem? Avem 3 din 5 amândoi, parcă? Eu am 4 din 5, am găsit nu, de nu. 4 din... Nu, 4... 3 din 5, acum pot să fac 4 din 5. Da, tu acum poți să faci 4 din 5 și eu am... Ai 3 din 5. Da, suntem la egalitate, 3 din 5 amândoi. Asta e runda finală. Tu dacă ghicești... Am sau... plecat cu banii acasă, Rafaele. Bă, eu nu mai știu, stai, așa era? Stai puțin că, bă, trebuie să facem și noi un calcul. Mă, băieți, am făcut noi un calcul așa rapid, mi se pare că suntem la egalitate de puncte. Sau de fapt facem egalitate. Tate, cred că, ceva dacă... de genul, adică dacă el ghicește, câștigă, dacă el nu ghicește, suntem la egalitate și cred că mai căutăm noi o hartă sau dăm 1v1, ce zici? Da. Dăm 1v1 și vedem. Pe bloc, deci. Dăm 1v1 da. Și, și pe bloc, deci pe race hour, rush hour, pardon, noua hartă. Ok, hai să-ți trimit eu ultima, doamne ăștia să nu ghicești pe asta, deci dacă nu ghicești o să fie egalitate și o să dăm 1v1 și acolo am speranțe mari că mă joc...
de mai mult timp față de tine, m-am jucat mai mult cu aceste live-uri și toate astea. Hai să vedem dacă o ghicești tu pe asta. Ia, sunt curios. O ghicești sau nu o ghicești pe asta? Chiar sunt curios dacă o ghicești. Ia. Băieți, spuneți-mi voi dacă o știți. Probabil că voi o știți, sincer, în momentul de față. Cred că o știți, dar hai să vedem dacă Spider o ghicește. Ia, chiar sunt curios. O știi sau nu știi? Nu, poți să-mi dai un indiciu? Că și eu ți-am dat la ultima. Ce indiciu să-ți dau? Zi-mi tu un indiciu pe care ai vrea să-ți-l dau și... de la team, de la elimination, race... Astea de eliminare, de la astea de eliminare, cred eu. Adică, race sau? Cred că așa e, da, că nu e race. La asta nu e race, nici nu e team, dar eliminare. Bot beige n-are cum să fie. Așa. Bloc deci nu. Mamă, cred că o ghicești. Mă, nu trebuie să dau asta, cred că trebuie să... Lava len nu. Lava len. Laser nu. Mamă, băieți, băieți, e cam pericol. Nu. E cam pericol. Rush hour. Rush hour zici tu? Da. E sigur? Da. Deci fii atent că până rush hour mai e bloc deși. Mai e laser, mai e bombardamentul honey drop. Așa. Și bot bash. Deci tu zici rush hour, da? Da. Noua hartă care a apărut, tu crezi că o puneam fix pe asta care e nouă? Da. De unde crezi tu? Pentru că, nu știu, așa instinctul meu. Nu, nu e asta. Da, care? E bloc dash. Ce, mă? E bloc dash. Nu e bloc dash. Hai, mă, hai mă, că ai ghicit-o. Bă, nu pot să cred că am pierdut. Bine, ai câștigat challenge-ul. Bă, a nu... A plecat cu banii acasă. Doamne, bă, și credeam... Uite, da, vezi că n-ai jucat-o prea bine. Băi, spuneți-mi dacă trebuie să-i dau banii sau nu, că el le-a făcut cam mici. O, uitați cum am făcut eu imagine și așa. Bă, dar la bombardament chiar nu mă așteptam să ghicești pe aia, sincer, credeam că e grea. Bă, dar le-ai făcut mici, mă, tu, față de mine. Băi, spuneți-mi dacă vrei să-mi iau revanșa la el, că o să facem și la el, dacă vrei. Vrei să facem și la tine acest video? O să facem, da. Dar trebuie dacă să-ți dau provocarea. Mamă, trebuie să dai provocare. Ia să vedem ce provocare deci, ai tu pentru mine, ia. În următorul videoclip sau shorts, okay, pentru fiecare săritură pe care faci, adaugi câte o persoană la prieteni. Într-un singur match. Într-un singur match. Adică într-o singură rundă, pardon, nu match. Da, într-o singură rundă. Ok, asta eu zic că e mai bine pentru un short, cred eu, sincer. O faci unde vrei tu. O facem pe short, o fac pe short mai bine și așa. Și da, băieți, intrați și pe secțiunea de short dacă vreți să vedeți... Dacă am îndeplinit asta, dacă am făcut-o bine și dacă am sărit, trebuie să vă dau cerere. Deci scrieți acolo la shorts în comentarii numele vostru. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care vreți să le mai facem pe Stumble Guys, ce video vreți să mai facem și pe alte jocuri, pe Minecraft, pe Roblox, ce vreți voi. Nu știu, pe Roblox am văzut cum zicea câțiva, dar nu știu ce să mă joc acolo. Habar n-am că nu prea m-am jucat eu la viața mea, dar puneți-mi voi acolo în comentarii. Și spuneți câte ați ghicit, dacă le-ați ghicit pe toate sau câte ați ghicit, dacă voi îmi luați banii mie sau lui Spider, habar n-am, sincer. Spuneți dacă v-ați descurcat banii. Spuneți dacă v-ați descurcat mai bine. Bă, eu zic că într-un fel e egal că tu mi le-ai trimis cam mici astea și n-am, dar ar fi trebuit să le știu mai bine, sincer. M-am prostit la Pain Splash acolo, deoarece credeam că ai pus cam aceeași ca mine, dar trebuie să fiu puțin mai atent și să-mi dau seama. Nu, asta e treaba, nu m-am uitat la pozele de la Hurt, să văd mai bine ca să-mi dau seama, adică în joc, dar da, băieți, mi-a dat provocare, o îndeplinesc pe short și intrați și acolo la el pe canal, vă las linkul în comentarii și da, dați și lui un subscribe, cu voia fără Rafael și Spider, noi ne vedem la un alt video, pa, pa!